Sfânta Muceniță Cecilia și Sfinții Mucenici Valerian și Tiburtie. Aceștia s-au nevoit pe vremea împărăției lui Alexandru Sever. Sfânta Cecilia s-a născut la Roma, din părinți luminați, dar închinători la idoli. Auzind ea de propovăduirea Sfintei Evanghelii, a crezut în Hristos și a pus gând în inima ei să nu se mărite, ci să se păzească curată închinându-și fecioria ei lui Hristos Dumnezeu. Însă, fără voia ei, părinții au însoțit-o prin nuntă cu un tânăr de bun neam, dar necrănicios anume Valerian. Drept aceea, Sfânta Cecilia, încă din prima zi de căsătorie, descoperi soțului ei că și-a închinat fecioria ei Domnului Hristos și izbuti să-l înduplece și pe el ca să viețuiască împreună în curăție, îndreptându-l spre credința în Hristos. Puse deci începutul cel bun, cerând și primind Sfântul Botez din mâinile Sfântului Urban, episcopul Romei din acea vreme. Într-una din catacombele Romei, pe calea Apia, locul unde se adunau creștinii pentru cuvântul Domnului, pentru sfintele taine și pentru rugăciune. La rândul său, Valerian întoarse la credință pe Tiburtie, care îi era frate bun. Și la atâta faptă bună s-a înălțat Tiburtie, încât și cu îngerii vorbea în toate zilele. Valerian și Tiburtie, care se făcuse vestiți pentru minosenia lor la săracii prin nevoința lor de a înmormânta pe frații creștini morți pentru Hristos, nu întârziară a fi părâți și fiind prinși, au fost duși înaintea guvernatorului cetății Almatie. Deci, mărturisind ei pe Hristos, au fost dați de acesta în seama comandantului Maxim, ca să le taie capetele. Dar acesta, dacă văzu îngeri petrecând și purtând la cer sufletele celor doi sfinți mucenici, ca pe niște odoare, a crezut în Hristos el și toată casa lui. Către... Cât despre Sfânta Cecilia, ea a fost închisă într-o baie foarte tare, înfierbântată și ne lăsând o să iasă de acolo, vreme de trei zile, nu păți nimic rău. Dar sunt tare în credință din porunca guvernatorului Almatie, acolo în baie îi se tăie capul și a fost înmormântată în cimitirul Calist din Roma. Cu ale lor Sfinte rugăciunii, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.